Disputa dintre FCSB și CSA Steaua pentru stadionul Ghencea s-a încheiat. Echipa lui Becali se întoarce pe noul stadion după 8 ani. Mihai Stoica a făcut anunțul spre satisfacția fanilor roșalbaștri. O să jucăm la Târgu Jiu prima etapă, dar în etapa a doua vă așteptăm pe toți în templul fotbalului românesc, unde ne vom întoarce în casa noastră! Cel mai important a fost ca toți steliștii vor veni să ne susțină în Ghencea. Revenirea va fi spectaculoasă. Ghencea va găzdui marele derby după un sezon de absență. Ultimul FCSB Dinamo s-a desfășurat în ianuarie 2022 în Ștefan cel Mare. Atunci roșalbaștrii și-au surclasat rivalii cu 3-0. Nici nu au jucat primul meci pe Ghencea, dar starurile de la FCSB preferă noul stadion în detrimentul Arenei Naționale. Unde ați prefera să jucați meciurile din cupele europene? Pe Arena Națională sau tot în Ghencea? Nu știu, cred că tot în Ghencea, nu? Așa ar fi normal și corect.